Și răspunsul a fost acesta, pentru că au fost 12 apostoli. Și este un răspuns bun. Dar am pus 12 pentru că și familia Brâncovenilor a numărat 11, dar adăugându-l și pe sfetnicul Ianache, au fost 12. 4 băieți, 7 fete și sfetnicul Ianache. Aș vrea acum, la final, așa simbolic, să ofer ceva în al preasfințitului, pentru tot ceea ce face pentru noi. Nu sunt lucruri extraordinare, dar părintele Siluan de la Nicula a pictat o icoană cu Sfinții Martiri Brâncoveni și tare mult aș vrea să o ofer părintelui nostru mitropolit. Și alături de această icoană am creat o hartă a protopopiatului Gherla. Și știu că în al preasfinția sa se roagă foarte mult și că se roagă pentru toți preoții dânsului, i-am pus și un pomelnic de hartă. Să ne aibă mereu în suflet și să ne binecuvinteze și să ne ajute așa cum a făcut-o și până acum. Pe mine personal și cred că pe toți preoții, râvna în al preasfințitului ne inspiră. Și poate că nu reușim să ținem pasul cu Dumnealui, dar să știe că ne străduim din toate puterile noastre. Mulțumim în al preasfințitului! Aș vrea să o invit în scenă și pe interpreta noastră și pentru că poartă numele Fecioare Maria, să-i oferim o icoană cu Maica Domnului și una cu Mântuitorul Iisus Hristos, pictată tot de Părintele Siluan și de părinții de la Mănăstirea Nicula. Mulțumesc frumos! Și Baia Nicolae m-a învățat când plec de oriunde să zic iertăciune, de v-am greșit cu ceva și mare mulțumire. Vreau să știți că mămica mea Doina, pe nume, s-a rugat Sfintei Marii să mă aibă. Mulțumesc, Sfânta Maria! Mulțumesc domnului viceprimar, domnului primar, domnului viceprimar, Consiliului Local din Gherla, Casei Municipale de Cultură, domnului Constantin Istici, care nu a fost la monument și nici cum nu-mi vedea numele de Istici în cap și atunci am zis domnul Constantin, dar dumneavoastră toți ați știut la cine mă refer. Și așa cum a zis și Maria, îmi cer iertare dacă poate n-au ieșit așa cum le-am așteptat. Vă mulțumim!